seara, dragii mei, și bine v-am găsit la cel mai nou proiect pentru copii, Jurnalul Copiilor. Începând de astăzi, de luni până vineri, vă aștept în fața ecranelor pentru a descoperi împreună lucruri noi despre lumea în care trăim. Jurnalul Copiilor este o emisiune destinată atât copiilor, cât și părinților dornici de a afla informații uitate de maturi și nebănuite de cei mici. În fiecare seară vom descoperi o personalitate, vom face cunoștință cu o invenție care ne face viața mai frumoasă, vom călători imaginar și vom descoperi lumea prin ochii copiilor. Micul Van Gogh. Probabil mulți dintre voi ați fost așa porecliți la orele de artă plastică atunci când ați impresionat profesorul cu capodopera voastră. Dar ați fost tentați vreodată să aflați cine de fapt stă în spatele acestui nume? Pentru cei curioși vin cu mai multe informații. Vincent van Gogh este un pictor de origine olandeză născut la 30 martie 1853. Van Gogh a realizat peste 2000 de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1100 de desene și schițe. Astăzi, mai multe dintre operele sale, inclusiv numeroasele lui portrete, peisaje și picturi cu floarea soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și mai scumpe din lume. Fiind puțin apreciat în timpul vieții, faima s-a crescut în anii de după moarte. În prezent, Van Gogh este considerat unul dintre cei mai importanți pictori din istorie. Vă puteți imagina o zi fără telefon? Dar oare ce ne-am fi făcut dacă Alexander Bill nu l-ar fi inventat? Telefonul, una dintre cele mai folosite servicii de telecomunicații din lume, a fost inventat în luna martie a anului 1876 de către Alexander Graham Bill. Alexander Graham Bill, împreună cu asociații săi, au înființat prima companie de telefonie și au început să închirieze clienților telefoane în perechi de câte două, care nu puteau conecta decât locațiile în care se aflau. Adevărata telefonie a apărut atunci când fiecare membru putea fi legat cu oricare dintre cei care aveau telefoane. Astfel, în 1878, a fost inventată prima centrală de telefonie manuală. Haideți să urmărim în continuare evoluția acestei minunate invenții. Folosește un telefon și de ce nu trebuie să lipsească din geanta nimănui, ne vor spune câțiva copilași drăguți de la grădinița numărul 146 din Chișinău. Să vedem ce răspunsuri ingenioase ne dau aceștia. Telefonul fix are cablu. Un telefon mobil e mai ieftin decât unul fix. Îți sună prietenile și vorbește cu ele. Mobil îl purtăm în geantă ca să sunăm prietenii, dar telefonul fix ne ajută ca să spunem când plecăm de la bunică și să-i spunem că am ajuns acasă. Astăzi vom face o călătorie imaginară în India, țara în care s-a născut șahul și în care văcuțele sunt considerate animale sacre. India are
are peste 1 miliard de locuitori. Este considerată a doua țară din lume cu cea mai mare populație și ocupă locul 7 în topul celor mai mari țări de pe pământ. Capitala Indiei este New Delhi. În India se vorbesc 17 limbi și 844 de dialecte. Tot India este recunoscută pentru cifra impunătoare de milionari pe care o are, peste 1 milion, în timp ce cea mai mare parte a populației trăiește cu sub $2 pe zi. Tot India este cunoscută ca un gigant al industriei filmelor, aici turnându-se anual între 200 și 250 de filme în limba hindu. Noile cercetări scot în evidență inteligența necuvântătoarelor. Acestea ne uimesc din ce în ce mai mult cu aptitudini neobișnuite. În următoarele clipe vă propun să vă amuzați urmărind un filmuleț haios în care un pui de urs polar jonglează destul de bine o minge de basket. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Atât am avut să vă arăt astăzi. Mâine ne dăm întâlnire la aceeași oră la Jurnalul Copiilor. Somn dulce să aveți, dragii mei! Pa, pa!